Cea mai arzătoare întrebare este dacă PSD și PNL își vor uni destinele și vor merge împreună și în alegerile din 2024 și dacă vor avea un candidat comun pentru funcția de președinte. Despre culisele și planurile pentru 2024 discutăm astăzi cu un fost premier, domnul Mihai Tudose, actualmente europarlamentar PSD. Bună seara, domnul Tudose. Chiar așa, mergeți sau nu mergeți împreună? Eu am văzut de vreo 2 săptămâni, 3 săptămâni, și nu numai în România, ci și așa, la Bruxelles și în Franța, și că în toate magazinele deja se găsesc decorațiuni de Crăciun. Și am la ce a spus dumneavoastră aceeași replică, da, atunci când am văzut acum o lună globulețile pe magazine. Frate, nu vă grăbiți un pic, că mai e un an. Bine, dacă le cumpărăm chiar, din timp, chiar, le cumpărăm mai ieftin. Am înțeles, puteți să vă luați și miel de Paște de acum, că nu e așa, vine Paște. Bagi la ladă și te... Da, da, bagi acolo, da, nu știu, e bine să-l ai. Da, aveți o problemă cu faptul că discutăm? Nu, nu, n-am o problemă cu faptul că discutați. Asta mă e ciudată, e că discutați mult prea devreme. Uh-huh. Mai e un an și până la prezidențiale. Păi nu, că am văzut că bursa... Nu, stați un pic. Dumneavoastră ridicați subiectul în public. Da. Mă întrebați pe mine. Eu vă spun orice vă spun. Și uite, așa se mai naște o... Așa și iată, păi, am vorbit despre președinții. Cam așa cum ați făcut dumneavoastră oamenii politici cu Schengen, cu pensiile speciale? Tot cam din partea asta a venit. Tot presa e de vină. Nu, am spus presa e de vină. Presa ticălășită. Eu înțeleg că e un subiect foarte important. Despre ce vreți să vorbim? Să aită și lumea. Nu știu. Dacă vreau să vorbim doar despre ce voiam noi, făceam o televiziune și luam o măsuță, știți, vorbeam noi de unii singuri. Eu înțeleg că vă preocupă chestia asta. Avea este replică, dar o las așa. Este interesant. Da. Este interesant. Pot să vă spun că toată lumea, evident, că este preocupată de treaba asta. E o chestie cea mai importantă funcție în statul român, așa spune Constituția, chiar dacă e Republică semiprezidențială, semiparlamentară. Cred că trebuie clarificată și aspectul ăsta. În viitorul mandat, viitorul președinte a trebuit să clarifice și aceasta. Eu vă spun o opinie, cum ați întrebat pe mine. Deci vă place, până la urmă, subiectul? Da, chiar dacă e... E un subiect important, președinția română. Mm-hmm. Totdeauna e un subiect important. Da, mai ales când nu ai. Mai ales când nu ai. E important și când o ai, ce faci cu ea. S-a văzut. Că ați văzut că întotdeauna ne-a fost cu folos. Dar vedeți că ne faceți dumneavoastră o culpă, dar mă uitam pe ultimele scenarii de la PNL, au fost testată ideea de alianță, inclusiv în ultimul sondaj PNL. Adică colegii dumneavoastră de guvernare sunt preocupați de această idee de alianță. Eu sunt convins că colegii noștri de guvernare vor răspunde pozitiv invitații noastre de a veni aici în studio de la sfârșit de săptămână, la sfârșit de an sau cum l-ați prezentat, și vă spune la final. De ce îi preocupă? La final. De ce îi preocupă pe ei atât de mult acest subiect? Referitor la alianțe și așa mai departe, la ce a spus. Dumneavoastră nu vă preocupă? Astăzi nu neapărat. PSD-ul nu e preocupat de astfel de teme? Preocupat? Să nu spuneți că cu Țărișoara și cu guvernarea, că mă ia de jos. Știți în zona de monolog astăzi sau... Cred că suntem în zona de dialog. Tocmai vă spuneam, ce ne preocupă astăzi, din punct de vedere guvernamental, e să meargă Țărișoara, cum spuneam asta. Reforma. Dar din punct de vedere politic, fiindcă întrebarea era politică, este important primul meci. Primul meci este la Parlamentul European. Da, în iunie, de acolo lucrurile încep să se așeze altfel. Păi nu, mai ales că, spre deosebire de alții ani, când între meciurile acestei electorale, între scutinuri, erau termene mai mari, ani, între europarlamentare și cele de interes doar național, sau 6 luni, 8 luni, între locale și generale. Acum ele vin în cascadă la 2 luni, 3 luni, chiar săptămâni în anumite cazuri când se face calendarul electoral. Dar primul meci e cel mai important. Primul meci sunt mai europarlamentare. La europarlamentare e foarte greu de crezut că se vor face alianțe electorale. De ce? Fiindcă noi putem să avem o mulțime de imaginație sau să răspundem prin ceea ce facem dorinței populare, dacă un partid nu poate să facă și eu guvernul singur, și să facă alianțe locale, fiindcă este un răspuns la ceea ce a spus populația aici. Adică noi putem să avem un guvern de Uniune Națională, un guvern PNL-PSD, PSD-PNL, da? Și să încercăm să găsim consensul, să răspundem populației. Dar nu putem, pe baza unei alianțe locale, să influențăm politica europeană. Adică am făcut noi la Românica, sau la mine, la Brăila, am făcut noi alianță cu nu știu ce partid,
Și vezi, doamne, trebuie și Bruxelles-ul să facă aceeași tip de, să facă același tip de alianță. Mai ales că provenim din familii diferite, total opuse. Și cu asta v-am spus tot. Avem viziuni diferite în ceea ce privește politica europeană și în ceea ce privește reflectarea politicii europene în, în România. Păi care? Că au părut că au fost câteva mizere... Mai vă dau un simplu exemplu. De la, la colegii noștri, partenerii de guvernare... Deci acasă de... vă înțelegeți, în deplasare nu puteți să lucrați? Nu. Stați un pic, în deplasare știți... Acum chiar vă deranjează orice remarcă? Suntem, nu. Acum suntem 8 PSD la, la Bruxelles, da? Da. În grupul social-democrat, noi spunem cam care este viziunea noastră despre problema respectivă în ceea ce privește România. Colegii de la PNL spun la grupul lor. Și eu vă spun că în ultimii ani, de exemplu, vă dau un exemplu foarte, foarte concret și un pic dureros, dacă veți. Da? Colegii noștri de la Liberal cu grupul lor zic că e bine să închidă mineritul pe Valea Jiului și noi zic că nu e bine. Că nu e bine. Da. Și s-a închis. Și s-a închis. Că, deci ați pierdut. Că erau ei. De acord cu noastră. Poate data viitoare suntem noi mai mulți și nu mai închidem. Aia, că n-a avut PSD 12 europarlamentari de asta. Nu, nu, nu. Păi da, dacă avea 12, poate și 12 la noi și 12 la socialdemocrații în Germania și uite că s-a mai schimbat balanța. Asta e viața. După deci, cum știți, data trecută am ieșit cam ciufuliți. Deci, din perspectiva dumneavoastră, a înțeleg, a managerului de campanie, sunteți oficial desemnat? Nu sunt oficial desemnat, este propunerea pe care a făcut-o domnul Ciolacu. Și sunteți de acord cu ea? Sau? Eu sunt de acord, îmi asum dacă... Deci gata, da, sunteți, practic. Nu, trebuie și validată de partid, vedem. Mă rog, o formalitate. E o formalitate, dar până... Ce presupune asta că să veți fi manager de campanie? Să fii manager de campanie. Să faci strategia de campanie, să urmărești ducerea ei la îndeplinire. Dumneavoastră veți fi cel care va avea ultimul cuvânt pentru nominalizarea... Nu, domnule, Dumnezeule, mai sfinte. Lista o face tot partidul. Nu. Încerc să înțeleg cum va funcționa această titulatură. Faptul că aveți acest slot de emisiune, faceți chiar ce veți aici? În principiu, da. E bine, înseamnă că în media, da. Într-o parte a mediei, da. Aici nu faci chiar ce vrei, faci ceea ce, ce vrea partidul. Ceea ce stabilește un colectiv. Tot, da? În tot și în toate partidul. Spre deosebire dumneavoastră, eu nu sunt deținător adevărului absolut. Nici eu nu cred că am cele mai bune idei și nu le știu eu foarte bine pe toate. Eu credeam că de asta ați fost spus, șef, că aveți cele mai bune idei și vreți să le puneți în practică. Dar nu pe toate bune, poate mai au și alții alte lucruri. Am înțeles. Și atunci ascultăm, ne sfătuim și decidem împreună. În momentul de față, lista pentru europarlamentare n-a fost discutată, n-a fost... Absolut deloc. Deci e într-o dinamică... Absolut deloc. E prea devreme. E prea devreme. Mult prea devreme. Când ar trebui să terminați discuțiile? În ianuarie. După sărbători. După sărbători. După Sfântul Ion. După Sfântul Ion, iată, uite, consens. Așa, vă promit că nu facem unul. Perfect, ca să știu, să notez, să știu când vă mai chem o dată în calitate de manager oficial de data aia, sper eu, desemnat, al Partidului Social Democrat. Deci spuneți că ăsta e primul test politic și că cele două partide de guvernare care astăzi guvernează împreună ar trebui să meargă separat. Ar trebui să meargă separat și eu cred că vor merge separat. O să ziceți că îmi plac scenariile și chiar îmi plac, dar știți că există un scenariu astăzi, că noi când vorbim, faptul că dacă echipa PNL de astăzi nu va performa la europarlamentare și dacă nu îi veți lua într-o alianță cu dumneavoastră, după europarlamentare, echipa neperformantă va fi schimbată. Și astfel, cumva, parteneriatul pe care Nicolae Ciucă l-are astăzi cu Marcel Ciolacu ar putea fi pus în pericol. Drept urmare, și o posibilă alianță pe viitor. Și ați împinge PNL, stați să termin ideea, împinge PNL... Vezi cum e când te întrebi pe cineva, e nasoală. Păi nu, ca să se înțeleagă. Am înțeles. Într-o zonă de dreapta... Ai voie să întrerupi ca să nu se mai înțeleagă nimic. Eu n-am voie să întrerup ca să fii tu foarte bineînțeles. Te rog, continui. Vezi cum e? Într-o zonă de dreapta ați împinge PNL-ul alături de Forța Dreptei, PMP, USR și ați s-ar recrea un pol de dreapta care să lupte, bineînțeles, cu deja celebra Ciuma Roșie. Terminat? Da. Ok. Mai e și scenariul ca planeta Jupiter să prăbușească peste Marte și fragmente să lovească Luna, care la rândul ei scadă pe Terra, nasol tare de tot. Ce face PNL-ul în interior și care este echipa câștigătoare, ca să folosesc... Cu Rareș Bogdan, se știe. Să folosesc tehnologia lor, că ei tot aveau o echipă câștigătoare din când în când. Chiar și când ai și pe locul 2. Este problema lor. Noi nu avem o alianță neapărat cu Ciucă sau cu altcineva, este o alianță PSD-PNL. Părea alianța Nicu și Marcel, așa cum s-a validat asta în Parlament. Asta a spus-o dumneavoastră. Nu, a spus-o domnul președinte Marcel Ciolacu. Nu, n-a spus domnul președinte Marcel Ciolacu, alianța Ciucă și Marcel. Nu. Nu, haideți să ne exagerăm, da? E problema lor. Ce fac ei în partid și
cum și la noi e problema noastră, da? Bine, domnul Tudose, vă pun o întrebare, sper să vă fie pe plac. Cum vedeți dumneavoastră, pe mai departe, validată ideea de alianță după alegerile europarlamentare? Adică cum ar suna ca ofertă electorală pentru cei care ar urma să vă voteze? De ce ar merge împreună PSD și PNL? Întâi trebuie să vedem dacă facem acea alianță electorală. Azi când stăm de vorbă, nu cred că facem acea alianță electorală. Dacă vom face o alianță electorală, o să aflați. Dacă suntem nevoiți să facem, că nimeni nu face de drag o alianță electorală, da? Te obligă viața reală. Asta... Te obligă statele. Da? Asta de astăzi a fost făcut simulări. Așa... Da, tot așa, ne-a obligat viața. Care viață? Viața cu ce se întâmpla, cu pandemie și cu război. Păi războiul nu venise încă. Astăzi stăm în alianță tot din cauza asta, da? Atât? Și din cauza asta. Țara trece prin niște momente dificile. Păi, cu siguranță vor mai veni și alte momente dificile. Am înțeles, nu știu. Vedem atunci. Suntem cu dobul de sare. Nu neapărat, da? Dar... Ok, deocamdată vedem ce se întâmplă astăzi. Ce o să fie mai încolo, vedem mai încolo. Președintele dumneavoastră deci de există partid. Există câteva scenarii, da, cum ați spune astăzi. Scenariul 1 este să candăm separat, scenariul 2 să candăm împreună, scenariul 3 să ne scoatem ochii, nu știu. Și mai veniți dumneavoastră cu scenarii, da? Da. Ok. Stați să ajungem acolo. Nu, și unul dintre scenarii pe care l-a validat public Marcel Ciolacu, președintele PSD, a fost pericolul pe care îl reprezintă extremismul, naționalismul în creștere în România. Vezi Partidul Aur, vezi Partidul Doamnei Șoșoacă și cu accente fasciste, spunea pe alocuri la un interviu pentru Digi.ro, dacă mi-aduc bine aminte, și trebuie să ne unim ca să luptăm cu această hidră, care, iată, crește din două locuri, nu dintr-unul. Aur, pe de-o parte, cum am spus, și o șoacă cu sosul pe de cealaltă. Eu nu-l identific ca un pericol. Aur e un pericol pentru PSD? Nu este un pericol pentru nimeni, fiindcă nu are nicio șansă să ajungă fără aroganță, nu are nicio șansă să ajungă la guvernare. Adică niciun sondaj nu l-a dat la Aur la 51%. Niciun sondaj nu a dat Aur în Parlament la alegerile trecute. Am înțeles. Data trecută s-a fofilat, nu l-a văzut nimeni. Acum toată lumea se uită, da? Cum s-a fofilat? Nu știu, că nu l-a văzut nimeni. Eu cred, nici că, la... văzut, eu cred că l-a votat lumea. Nu, da, l-a... nu l-a văzut nimeni că vine. Și acum îl vedeți, e pe radarul dumneavoastră? Acum toată lumea îl măsoară, dar nu. La cât a la 51%. Nu știu, eu v-am spus că nu mă uit foarte atent la sondaj acum, fiindcă sunt fotografii la o monedă care sunt văd în aia, ca să fac o figură de stil, da? Nu-l văd la guvernare pe Aur. N-ai cum să ajungă Aur la guvernare. Deci potențialul acestei bazine electorale e undeva atins, spuneți. Eu așa zic. Astăzi când vorbim. Cum a fost și PRM-ul, cum a fost și PPDD-ul și așa mai departe. Deci, strictamente, să vindeți electoral povestea că trebuie să ne unim ca să luptăm cu Aur, nu ține, spuneți. Doamne, noi trebuie să vedem cum facem să avem o țară guvernată. Uh-huh. Da? De aici încolo... Astăzi România cu PSD și PNL, domnule Tudose, în momentele în care veniți în țară și luați contact cu ea, pare o țară bine guvernată? La condițiile date, da. Ce înseamnă condițiile date? Păi începând cu situația de criză de la graniță, că totuși avem război la graniță, în situația economică generală, începând cu criza energiei, nu numai la România, în toată Europa, da? Și ținând cont de dezastru pe care l-am găsit noi în buget, cu ce dezastru ne-au lăsat moștenire... Cine, domne? Ține, ați uitat, nu? Domnul Orban. Domnul Câțu, așa, nu vă sună cunoscut numele astea? Adică colegii actualilor dumneavoastră, foștii, colegi de guvernare. Nu, foștii colegi, că eu că am dat afară, sau plecat, sau oricum, nu mai prezintă nimic pe acolo. Am înțeles. S-a vindecat. Păi s-a vindecat, nu știu, acum, na, toți au avut, s-au vindecat. Au încercat să vindece, nu știu. Da? Și noi am avut necazuri în partid. Da? Ok, au plecat. Dar... La dumneavoastră mai cu forța. Mai cu forța, mai asta e viața. Dar necazurile pe care le-au provocat cu miliarde, sute de miliarde împrumutate și aruncate pe geam, domnule, au rămas. Noi plătim dobânzi acum. Dar, domnul Tudose, nu ne jucăm prea ușor cu această gaură de miliarde? Adică, dacă noi suntem în stat cum serios, cum ziceți... Ușor? Păi nu, ne ziceți că Orban și Câțu au făcut niște împrumuturi, au lăsat o gaură, au cheltuit bezmetic în pandemie, tule, și noi trebuie să trecem mai departe peste chestia asta. O spuneți dumneavoastră, o spuneți domnul Ciolacu, mai spun și alți pesediști, n-ar trebui anchetată dacă... Nu știu. Să anchetează. Eu înțeleg că sunt niște anchete în curs. Sunt pe acolo. Am înțeles. Și e ca și cum eu vă spar geam acum aici la așa, studio. Da, vă cer banii pe geam. Nu mai anchetăm nimic. Dacă v-am văzut că vă spar geamul, dați banii de pe geam. De la ceva 100 de miliarde mi se pare un pic ciudată. Rău a fost făcut. Și cu închis mineritul, și cu... Și trebuie să ne obișnuim cu răul făcut, spuneți. Nu, nu, nu.
mai și câteodată n-ai ce face. O să-ți fac geam. Și până îmi luați mie bani, și până atunci, pune geamul la loc, da? Bă, stai un pic în frig, că vine Iana și intră viscolul pe acolo. Adică rău a fost produs. Am înțeles. Și avem o gaură așa, în, rotunjită la un 50 de miliarde. Vă faceți aminte de... Haideți să... Rău a fost făcut. Vă faceți aminte când a plecat guvernul Orban și a venit guvernul Câțu, da? Da, cum să nu? Și a zis, domnule, e nasol cu dezmățul ăsta pe banii publici și trebuie să limităm angajările și da. Ce a făcut Orban a fost nasol, că el era ultima echipă câștigătoare de atunci, din ziua aia. Așa. Și cineva a ieșit cu niște documente și a zis, domnule, știi că ai treaba, în ultimul an la Ministerul de Finanțe s-au angajat 11.000 de oameni. El fiind fostul ministru de finanțe. Și atunci primul ministru Câțu a trimis corpul de control al primului ministru da. La Ministerul de Finanțe să ancheteze ce a făcut fostul ministru de finanțe Câțu. Deci, dacă nici asta nu e de psihiatrie, nu mai e nimica. Am înțeles, domnule. Evident, nici astăzi nu știm rezultatele acelui control. Că după aia cineva a spus, bă, stai ușor, că la ministerul care unde știi, tu ai prestat acolo, adică eventual sub tine s-au angajat aia 11.000. Și acum tu anchetezi de ce ai angajat 11.000, adică nu ți-ai luat pastilele? Nu știm nici astăzi, da? Uite așa am dus-o cu ei. Uh-huh. Nici cu ce a făcut fostul ministru al energiei pe guvernarea Ciucă Nimeoșin. Da, înțeleg că și aici partidul s-a însănătoșit, vorbesc de PNL, l-a trimis pe la casă. Domnule, noroc de dumneavoastră că ați venit la guvernare. Bă, să știi că da. Da? Bă, să știi că da. Ați trecut... Nu colom de la capăt. Cu ce? A zilele groazii. Da. M-a venit Ciolacu, după două zile a buvnit a zilele groazii și toată lumea că PSD, uite ce face PSD. A fost premeditată? După aia s-a aflat că să știa din februarie. A fost... Evident că da. A fost știa din februarie. Fă bă, dacă să știa din februarie. Bă, ce n-ați făcut nimica? Și ați lăsat-o până când a venit PSD-ul la guvernare. Păi, uite că s-au luat niște măsuri. Apropo, da, noroc că a venit PSD-ul. Apropo, acel scandal, credeți că a pus cruce carierei politice a Gabrielei Firea? Dom'le, nu știu, nu fac eu analize de genul. Păi e colega noastră de partid. Bun, în alta, doamna Firea și-a asumat o decizie, dar s-a retras. Poate aflăm și adevărul, știu eu, în curând. De la organele competente. Cine, ce, cum. Da. Nu suntem nici noastră, nici organe competente de control. Dar înțeleg că sunt niște dosare acolo care să cercetează. Poate aflăm în timpul vieții. Reforma asta fiscală care a trecut și de controlul Curții Constituționale, credeți că va produce efectele scontate? În mod cer, da. Dar nu este aceasta, nu este totul. Este o parte, un bun început, ca să spun așa. Mhm. N-ai nimeni bagheta magică sau pastila magică sau panaceu. Gata, frate, eu e pe asta și te faci bine. O pastilă odată, nu merge. Bun, domn Tudose, de pe margine, n-avem toți acces la actul de guvernare așa cum aveți dumneavoastră, colegii dumneavoastră și cei care fac parte din guvern propriu-zis. Dar de pe margine sunt niște semnale de alarmă care se adună. Pe de-o parte, povestea cu deficitul. Pe de-o parte, povestea cu datoria externă. Pe de altă parte, povestea asta cu rectificarea. Ați fost la Palatul Victoria, premier. Ce să înțelegem noi când vedem că un guvern nu face rectificare? Să spun un pic, rectificarea a fost o obișnuință, dar nu e obligație. Ok. Și nu se putea face rectificarea până când nu știam niște chestii. Ce chestii? Poți face rectificarea bugetară până când nu știi dacă ai sau nu ok-ul de la Curtea Constituțională. Nu faci rectificare dacă, până nu știi dacă ai sau nu ok-ul după la Comisia Europeană cu reforma pensiilor și cu dacă îți vin sau nu banii din PNRR. Acum am început să avem răspunsurile. Că zic, bă, fac rectificare bazându-mă pe acea ordonanță. Și peste două zile vine Curtea Constituțională și spune, bă, știi ceva? Nu-i bună chestia aia. Hai înapoi pe mal că te-a luat apa. Și când ar trebui să vedem această rectificare? Nu știu. Poate o să fie pe săptămână, peste două sau poate în decembrie. Pentru că noi, dacă vreți, de mai bine de 10 ani vorbim despre... Da, e o temă falsă. Domnule, nu e o temă falsă. Să vă spun de ce. Pot să vă explic de ce? Nu, dar pot să termin ca să-mi explic. Sigur. Și după aia, că deocamdată nu știi ce să-mi explici, că nu știi ce vreau să spun. Nu, am o idee și cred că o pot explica și să eu să nu o pierd, că fiind unica, să nu se ducă naibii, că văd că ai hârtie în față. Da, păi, bun. Se pare că m-am pregătit. Deci,
îmi revin la rectificare. Azi când stăm de vorbă, nu e nevoie de ea. Nu e nevoie de ea. Nu e nevoie de ea. Dar toată lumea avea rectificare. A venit o chestie asta. Dom'le, dar când faci rectificare? Uite că nu o fac. Știți de ce pare că e nevoie de ea? Pentru că funcționează guvernul pe referată de necesitate. Vine... Da, ceea ce e corect. E corect? Ceea ce e corect. În condițiile în care România vorbește de mai bine de 10 ani de descentralizare, noi centralizăm și mai mult actul de guvernare. Când schimbați un bec în casă, le faceți toată instalația electrică? Dacă pică toată instalația electrică, da. Pică toată instalația electrică, da. Azi n-a picat toată instalația electrică. A, bun. Punct. Da, repet și ideea mea, mi se pare ok, corect exprimată, și anume că noi vorbim de descentralizare și centralizăm guvernarea într-o atât... Ce vorbești descentralizare? Descentralizarea în lumina ideii, că vorbeam și de Beck și de... Așa. Această minunată, iată că s-a aprins, da. Această minunată idee, descentralizarea, fi să împarți, să lași banii, să-i cheltui fiecare cum vrea. Păi, fraților, asta s-a întâmplat nu până acum. Toată lumea a cântat și a dansat în jurul focului, în timp ce de acasă. Domnul Tudose, cu tot respectul, dar pare că ați descoperit guvernarea după 30 de ani de la guvernare. Am descoperit un mod necesar de a guverna acum la condițiile date, fiindcă n-a mai fost România în situația în care este acum cu acest deficit. Mm-hmm. N-a mai fost. Până la urmă, în ce deficit trebuie să ne încadrăm? Că nici asta nu s-a înțeles foarte bine. Să vedem. În mod normal, eu zic că un 5,96 este acceptat de toată lumea. Povestea asta cu pensiile speciale a fost agreată până la urmă de cei de la Comisie? Da. Asta e forma finală? E în regulă? Se pare că da. PNRR-ul. La un moment dat, când ați venit la guvernare, ne-ați spus că, când ați preluat guvernarea cu funcția de premier la pachet, ne-ați spus că e nevoie de o renegociere. Nu s-a reușit mare lucru. Ba, uite că s-au mai reușit câte ceva. Explicați-mi. Uite cum e asta cu pensiile speciale, generic numită pensii speciale. Uh-huh. Fiindcă unele nu sunt pensii speciale, sunt ocupaționale și am mai discutat cu dumneavoastră în alt format. Da, am înțeles. Da? Am înțeles. Pentru că la un moment dat era disputa, problema dacă vreți, pe pensiile militare. Problema cu cât la sută procentul din PIB pentru pensii. Am rămas, eram noi singura țară care avea o chestie de asta absolut aiurea, arbitrară, fără nicio legătură cu nimic, așa a avut un dement odată. Și eu l-a scris și a zis, dacă voi vreți chestia asta, e ok, e în regulă. Da? Ce să vă spun? Că scrisoarea a treia, nu a lui Eminescu, da? Cererea de plată numărul 3 trebuia trimisă la sfârșitul martie și a fost trimisă de noroc că a venit PSD-ul, ca să vă citesc, da? Nu cred că e cazul. Și acum suntem în analiză. Păi nu. Uh-huh. Noi am scris acolo toate tâmpenile alea. Nu, am scris USR-ul. Da, era prim-ministru PNL. Dar de ce sunt tâmpenii? Adică, mă știți că nu sunt vreun fan. Dar până la urmă, dacă doar așa putem să reformăm... Fiindcă au fost tâmpenii. Nu doar așa, tocmai că au fost tâmpenii. Nu, dacă doar prin angajamente scrise în fața Comisiei Europene putem să reformăm statul român, hai Dumnezeule să le scriem. Avem un angajament, dau un exemplu generic. Acum un angajament să alergăm. Nu era chiar atât de stupid. Nu, să alergăm, dar una e să-mi iau angajamentul că aleg 100 în 11 secunde și alta e să-mi iau angajament că aleg 100 în 7 secunde. Bă, recordul mondial e pe la 9, pe acolo, nu-i 7, n-ai cum să alegi în 7. Ne-am pus ținte prea înalte, ne-am pus ținte false, complex și unele absolut inutile. Uh-huh. Absolut inutile. Multe dintre sume care trebuie cheltuite pe consultanță, care este altfel gratuită. Da, bun, aia cu consultanța. Păi da, aia consultanța. Păi stați un pic, că hai să o privim global. Sunt dar eu vreau să o privesc global. Eu vreau să privesc... Păi nu, dar noi reformăm România, iertați-mă acum. Noi reformăm România cu piste de biciclete, de la nicăieri către niciunde. În câmp, din nebuni. Că se dă naiba cu bicicleta pe acolo. În loc din banii aia să facem ceva, că vorbim de reziliență, și trebuie să respectăm chestia aia, că au semnat-o statul. Dar vedeți că noi pe RSA vorbim despre acest PNR, dar vorbim cam în orb, domnule Tudose, pentru că el n-a fost publicat niciodată. Hai să-l vedem și noi. De ce nu-l puneți? Da, uite, chiar, nu știu, o să vorbesc cu domnul prim-ministru. Hai să vedem și noi ce trăzneau scrisia pe acolo. Da. Pune-l pe site. Dar să facem un site, pnrr.ro. Unde dar fiecare de ce l-a săpat atunci când l-au făcut? Am săpat. Nu, țipat, am zis, nu săpat. Am și țipat. Ca să folosesc un am și țipat. Nu, eu am fost printre cei care a țipat, dar nu ne-a zis Klaus Iohannis, președintele nostru al tuturor, în ieșea, mai bine să ni-l întoarcă comisia de câteva ori, chiar dacă e prost făcut. Am înțeles și după aia. Eu eram ăla care țipa. Țin minte de o imagine spectaculoasă pe pajiște la Clubul Diplomatic, când i s-a prezentat cel mai bun PNR. Triunfal, cel mai bun vreodată, da? După aia vă ați aminte că și eu cu dumneavoastră, cred că de 4 ore la 4 emisiuni, tot așa, am țipat. Bă, trebuie renegociat. Și toată lumea țipa, bă, sunteți nebuni. Nu se poate renegocia deci, PNR-ul. Deci, măcar noi doi nu avem nicio culpă în povestea asta. Noi nu vorbim numai noi doi, că vorbeam... Sigur, dar părea așa că undeva. Mă arătați cu degetul. Păi, da, aveam și eu cu cine să arăt cu degetul. Ok. Noi am spus atunci a PSD-ul că trebuie renegociat acest PNR. Au zis că, domnule, nu se poate. E sfânt.
E Biblia. Păi și Biblia să mai interpretează, să mai revizuiește, să mai... Hai să încercăm, să vedem. Nu, a trebuit să venim la guvernare ca să mergem la Bruxelles, să le explicăm la oamenii aia că anumite chestii nu se pot face. Nu există și nu e bine. Am început să cheltuim banii din PNR? Ăia care au venit, ăia din trezorerie? Aia, da. Ca, pe unde? Pe ce proiect? Dați un cerământ acum că au venit banii la nu știu ce gard, la nu știu ce școală. Iertați-mă. Da, au început să cheltuie, să cheltuie instant. Da, că... Bă... Dar, din păcate, întârzierea cu cererea de plată numărul 3, da, nu intra anul ăsta, o să intre la anul. Dar dumneavoastră credeți că... Nu erau rău încă 3 miliarde, da. 5 miliarde. Dar credeți că România, în ritmul acesta, în care nu reușim cu tranșele, nu reușim să-i convingem, sau reușim, dar mai încet, ne încadrăm până în borna aia 2026? Eu sper că da. Eu sper că da. Că știți că dacă nu ne încadrăm, îi dăm pe toți, nu doar participa cu care ne-am încadrat. Nu, îi dăm pe toți. Nu îi dăm pe toți? Aveți informații greșite. Se poate întâmpla și asta. Apoi unde ne-am încadrat? Dar e păcat să ratăm oportunitatea, să ai bani să faci ceva, să iei, nu știu, că o cameră de la vedere nouă în studio și tu să... Că eu m-am entuziasmat atunci când a venit Klaus Iohannis și s-a împiedicat de microfoane și a zis am adus 80 de miliarde în țară, mai țineți minte? M-a adus, știți cum e, la un moment dat Sezan a fost întrebat ce pictează numai mere. Și el a răspuns că nu pictează mere, pictează ideea de măr. El a zis ideea de bani. Aveam potențial să luăm 80 de miliarde, care după aia n-au mai fost 80, au fost mai puțini și jumate gratis, jumate dat înapoi. Bine, orice leu care vine e ok. Și sunt zone unde performanța este extraordinară și nu fug de acest cuvânt. Pe zona transportului, ce a făcut domnul Grindeanu, e absolut remarcabil. A rupt tot. Unde a avut un leu la dispoziție, l-a luat. L-a cheltuit. L-a cheltuit și după cum vedeți, și acum începem să vorbim despre termenele când e gata autostrada. E gata în ianuarie, că o fi gata în februarie. Bă, să lucrează să la toate. Vedem, da. Să lucrează la toate. Am înțeles. Știți, acum, cu transporturile ne-am întârziat de 2 luni. Bă, stai un pic aici, sunt târzi. Până acum am întârziat 3 da, da, asta le facem, dar să vedem și cum le face. Că ați văzut că podul dumneavoastră de acasă iar s-a trebuit asfaltat. Capă, da, podul, da, am înțeles că acum mai nou a plouat pe el și este ud. E o nenorocire. Bun, puteți să duceți și în Caterinca, da. Bă, nu, chiar o ducem în Caterinca. Păi nu, dar e iar cu denivelări, cu crăpături. Podul nu este recepționat. Nu e. Nu este recepționat. Știm asta. Tocmai de asta. E în probe, cumva. Da, asta e viața. Dacă nu e bun, cineva a asfaltat și nu s-a prins asfaltul ăla ca lumea. Unii au mai scăpat cu niște camioane de alea de 80 tone pe acolo, că au scăpat, că azi, domnule, podul meu, că sunt român și podul meu. Așa. Și a trecut. Acum nu prea mai trec. Evident că a stricat asfaltul. Nu era treaba statului, e încă la constructor. Sper că erau ucraineni care treceau pe acolo, nu români. Să pare că nici măcar ucraineni n-au fost. Nici măcar, normal. Am văzut pe net, am fost la Brăila, vin de la Brăila acum și în povestea primarului și președintele ultimele istorii de acolo, cu băieți cu utilaje mari care și după aia sunt foarte nervoși și cu scandal, sala la bătaie, domnule, pot să trec pe acolo, da frate, dar e 1000 de tone, adică fărâmi asfaltul. Că nu-i făcut pentru asta, da? N-am făcut pod. Vedeți? E făcut pentru bicicletele USR-ului. E făcut pentru bicicletele, pentru toții. Păi? Așa. Nu, e un pod normal la cap, nu treci cu agaba aici. Acum, pe Golden Gate, cred că treci cu orice. Nu. Treci de vreo 100 de ani. Ce? Pe Golden Gate. Nu treci nici pe Golden Gate cu agabaiticul, că nu treci. Fiindcă podul în sine ține, dar stratul asfaltic nu-l faci stratul suport pentru 100 de tone pe osi. Păi și aia care au trecut nu ar trebui să fie bun de plată? Aia care ar trebui să fie bun de plată, dar, repet, sunt bun de plată, că e treaba constructorului, că el era cel care trebuia să monitorizeze traficul. Acum, el reface treaba aia. Am înțeles. Mâine se predă podul la CNI, se predă statului. Peste două zile apare ceva. Păi dacă peste două zile apare ceva, ghiși ce? Tot constructorul plătește. Sunt garanții de bună execuție, garanții... Da, sunteți un om care gustați umorul. Trebuie să recunoașteți că pare o chestie tipic românească. Așa. Nu, pare o chestie tipic românească și din mai multe puncte de vedere. Și una dintre componente este clară. Până nu toată lumea încă este foarte fericită cu extensia acelui pod. Domnule, distrug unii premeditat. Nu. Putin. Toată chestia asta, fărsuială asta pe media, că vă spun cu șuruburile. Că știți că a fost aia, domnule, da. Cad șuruburile la pod. Așa părea. E drept că nu prea erau la pod, erau lângă pod, pe rampa de urcare. Aha. Și atunci, eu am auzit tot așa, la mine, la Brăila, am auzit o povestioară. Mitologie locală, cum ar veni. Da, povestioară locală. Că contractorul general a angajat o firmă care spune șuruburile, nu prea le-a dat banii și băiatul ăla de la firmă le-a zis, când au venit muncitorii după lefuri, le-a zis, bă, nu-mi dă
Cristache banii. Scoateți ciuruburile. Las că-l facem noi. Nu cred, haide. Ba exact așa, că imaginația există. Și aia s-au dus că aveau acces pe șantier. Au mai scos niște piulițe. Le-au slăbit. S-au scos, bune, le-au luat de tot. Așa că le-au aruncat în apă, capa, spală toate păcatele, că era lângă. A doua zi s-au scos telefonul. Iată, bă, cade și aici. Și i-a pus pe aia de 140.000 de piulițe. N-am, mă. Nu mă plătești? Ia adică alea, ia cu pâine. Păi adevărat, da? Că de ce nu plătiți oameni? Și da. Să... Nu, de ce nu plătiți? Nu, dumneavoastră, da. Adică... Da. Oricum, știți, tare. Chestia, tare. Frumos. Super tare. Frumos. E aproape banc. N-are cum să nu-ți placă. Păcat că e realitate. Și răzbunarea... Da. Știi că... Era o poveste tot la mine la Brăila cu o cioară care fura pui de găină într-o gospodărie și ce-a făcut gospodarul. A așteptat până a depus cioara ouă și când nu era atentă, n-a fost acasă cioara la ea în cuib, i-a fiert ouăle și a clocit aia până nu mai avea nicio pană. Da? Cam ceva de genul ăsta, știi? Au avut imaginații. De aici până la poveștile. Cade podul, s-a fisurat, cad șuruburile, e ud, s-a infiltrat apă în pod. E greu să infiltrezi apă într-un pod, știți? Că nu prea ai unde să ducă, dar în sfârșit. Oricum, s-a făcut. Slavă Domnului! Vorba cuiva unui bătrân din Brăila. Din Brăila. Așa. Pare un... Păi nu, acolo e podul, știți? Și un belico del mondo. M-a întrebat tu cum e, domne, cu se infiltrează, să nu știu ce. I-am spus, da, o mai fi câte o chestie, da, o repară. Eu știu că e foarte hotărât domnul Grindeanu să nu se mai infiltreze. Nu. Să nu ia nimeni în primire nimic până când este totul țiplă. Așa. Dar replica domnului respectiv a fost, bine că are de unde să mai să crape ceva, că înainte nu aveam la ce să crape. Corect, da? Și asta. Dar, repet, nu este toată lumea... Se putea crăpa la BAC. Nu este toată lumea fericită că nu mai funcționează BAC-urile și alte chestii. Sigur, unii nu sunt fericiți că... Alea erau portocalii bacurile pe vremuri. Nu știu dacă erau portocalii, dar produceau niște bani. Unii nu sunt fericiți pe chestia asta că au pierdut o sursă de finanțare după acolo. Alții nu sunt fericiți că, vezi, doamne, este realizarea PSD-ului și uite, bă, sunt probleme, cad podul. A făcut cum PSD-ul. Realizarea PSD-ului? Că a venit Klaus Iohannis Moț să-l inaugureze. A venit președintele României. E lucru bine făcut, bine, nemțește. Eu m-aș bucura dacă președintele României ar vizita Brăila în fiecare zi, că înseamnă că se întâmplă niște lucruri acolo. Da? Ok. Da? Este realizarea PSD-ului. Da. Cap-coadă. O altă chestiune, domnul Tudose, că vă știu fan. Chiar am realizat o emisiune când erați premier și eu eram la TVR, ce vremuri. Când eram noi mici. Da. Mai mult eu. Mai mult eu. Și n-aveați idee, da. Așa. Erați certat cu cash-ul și cu băncile. În ce relație mai sunteți cu cash-ul și cu băncile zilele astea? Erați certat cu cardurile și cu băncile și iubeați cash-ul. Nu iubeam cash-ul sau iubeam... Nu, că eu iubesc cash-ul, deci... Am spus, mi-aduc aminte și declarația. Nu prea am ce țin în bănci. Că nu prea am ce țin în bănci. Da, între timp, fiind la Bruxelles, ați avut... Nu, acum sunt obligat să am card, obligat viața. Da. Hotelul, trebuie să faci rezervarea de cameră. Nu se poate cu cardul. Nu, trebuie să faci rezervarea pe cărămida. Card și după aia mai vezi tu. Că de acolo leafa băieții n-au caserie, ți-o bagă în diverse conturi. E ok. Doamne, e un mijloc de plată modern, este în regulă. Mai folosesc și eu card. Dar nu m-a obligat. Ei, vreau să, apropo de Bruxelles, vreau să știți că la mai mult de jumătate din agenții economici, trebuie să mănânci undeva, sunt afișe... Cash only. Da, știu. Adică, Dumnezeule mare, știți care este țara din Europa cu cea mai mică cantitate, dacă vreți, de tranzacții cu cardul? Elveția. La băieții, adică, dacă nici nu apreciază banii... Dacă nici nu... Da, asta e viața. Păi, în momentul nu vreți care să învățăm de la elvețieni? Eu vreau, parcă vreau să iau lumină de la elvețieni. Să nu mai improvizăm noi românești așa. Cred că și energia electrică, curentul pe românești, e mai ieftin un pic la Elveția, dacă iubești lumina, să iei lumină de acolo. Ei neavând mari baraje sau mari hidrocentrale. Da. Sau, da. Ideea de bază este următoare. Am, pe de-o parte, niște bănci care promovează intens chestia asta cu cardul, fiindcă, evident, atunci când îți iei o pâine, după aia trebuie să treci pe la ei. Normal, comision. Trebuie să ții banii la ei. Și da. Am întrebat pe primul ministru. Ia o situație ipotetică. Cu un tip la țară care, doi vecini, vrea să-i cumpere vaca lui ăla. Îți dai banii pe card? Îl obliți să facă cont? Suntem nebuni la cap? De ce mă obliși pe mine să mă să-i dau banul ăla la bancă? Și ce v-a zis, domnul? Așa, a început să zice, bă, ok, asta trebuie reglementat. Da. Nu, deocamdată nimeni nu s-a gândit la treaba asta.
în sensul de a implementa, de a obliga. Este o falsă temă. Despre ce vorbim atunci? Este o falsă... Vorbim despre ce vorbiți dumneavoastră. Uite, vă dau un titlu de la Ager Press, de la asta a statului. Începând anul viitor, nu vă mai puteți plăti cu cash mai mult de 5.000 de lei, urmând ca din 2025 acest plafon să coboare la 2.500 de lei. Mai mult de atât, de anul viitor, firmele nu au voie să încheie o zi. Nu am înțeles, domnul Ager Press ăsta cine e? Și 1.000. Nu, bun, am pus mai multe, nu doar. Nu, Ager Press-ul este prim-ministru, este guvernul Ager Press-ul. Păi, dar dacă nu s-a înțeles, domnul premier, nu s-a înțeles, hai că vă explic eu acum. Dacă nu s-a înțeles, e vina dumneavoastră, nu vina noastră. Nu, e vina dumneavoastră că promovați chestiile astea. Și uite că tocmai ați vorbit de ea. Certați-mă și docilizați-mă. Tocmai ați vorbit de ea. Păi ne certăm că suntem departe și n-ajung la noastră. Ca să vă iau cutiile alea să le rup. Nu știu, nu vă gândiți la altceva. Mai am și din altă surse, vreți? Am înțeles. Păi dacă să citează una pe alta. Hai să vă mai spun o dată. Doamne, oameni răi. Oameni răi. Da. Tranzacțiile între firme, de acord. Da. Tranzacțiile peste o anumită sumă, de acord. Tranzacțiile acelea fragmentate, vrei să cumperi ceva 10.000 de euro de la cineva și îți emitea 10 facturi sau 11 facturi, iar el apoi făcea evaziune că nu declara bunul respectiv. Fiindcă cu evaziunea, după cum știți, sunt foarte bine în România. Am văzut, suntem ne laudă și... Suntem pe primul loc în Europa la TVA neîncasat. Da, suntem studiu de caz. Suntem studiu de caz, știți foarte bine. Da, stați așa, ați deschis o paranteză. Dom'le, ați fost premier. De ce nu reușim, domnule, să încasăm? Ce se întâmplă? Dom'le, eu când am fost premier, nu am avut problemele astea. Ține de ANAF. Nici dumneavoastră Nu, ține de ANAF. Da. Ține de inspecție fiscală. Da. Ce au făcut băieții ăștia cât au... Că, știți, păi sunt stat în stat, domnul Tuse. Stați un pic. Stau, da. Da, e stat în stat. Eu nu pot să mă duc eu, prim-ministru sau decident politic, să-l iau pe omul de la NAS, mă controlează-l pe Cristache. Nu, domnule, nu. Mă întâlnă la pușcării. Ok, nu. Da? Trebuie să-și facă el meseria. Corect. Dar e clar făcut. Că nu și-o fac. Domnule, nu și-o făcut-o. Păi nu și-o fac. Dacă suntem sub media europeană, da? Suntem ultimii, nu că sub media. La NAF și mi-a explicat cum a făcut el minunat. Așa. Păi, făcut pe naiba. Că, uite, 36% câteva miliarde bune, 8 sau 9 miliarde, da? De euro, de euro, nu de lei. Păi nu, acoperam gaura, da. Dacă noi colectam cât ar trebui să colectăm. Stați un pic, nu mai vorbeam de gaură. Să presupunem că n-aveam nicio gaură. Așa. N-aveam ce face cu banii? Păi aia, bani furați. TVA-ul este banul statului, bani furați de la stat, sunt furați. Și tu n-ai prins pe nimeni. Dom'le, 2, 3, 4 la... Cu asta ne-am mai obișnuit noi. 2, 3 la... Da. Sau poate i-a prins și a închis ochii, nu știu. Dar păi unde sunt? Ce naiba ai făcut tu acolo, frate? Că, păi nu, asta ne întrebăm noi. De 60%, noi ne întrebăm, dar oamenii politici ce să facă? Trebuie și eu, dar știți, Ana a fost la parteneri. La cine? Și mi-a explicat la parteneri de guvernare. Lăsați, domnule, explicat... că a fost și la dumneavoastră. Nu, n-a fost, când a fost la noi? Ia spune când a fost la noi. Păi pe vremea, uite, pe vremea lui Ponta, pe vremea și era, dumneavoastră. Și era 60% colectarea pe vremea mea și a lui Ponta? Nu, nu, vă spun eu că nu. Păi nu mai știu, acum m-ați luat așa pe vremea mea. Păi nu, stai un pic, foarte bine, acum spui că nu mai știi. Spune eu că pe vremea noastră. Nu, am zis 90. Că v-am dat exemple că au fost și mandate în care ați avut ANAF-ul. Am avut ANAF-ul și pe colecta... vremea lui Dragnea ați avut ANAF. Da, și colectarea a fost în halul ăsta, vă spun eu că nu. S-a dus în cap în ultimii tot trei sub media europeană am fost. Mai tot timpul. Doamne, am avut 90% colectare, nu mă mai nebuniți la cap. 10% sunt falimentele. Bun, și astăzi ce facem cu situația de fapt? Eu, din câte am înțeles eu... Așa, la, că eu știu metodele dumneavoastră, să le aplice și domn Marcel Ciolacu atunci. Așa, înțeleg că domnul Marcel Ciolacu este foarte preocupat de chestia asta, așa ta pot să vă spun. Mm-hmm. Că Ponta știți cum a rezolvat-o. A sunat la SRI într-o dimineață și a zis detașați-mi și mie un batalion să ne ocupăm de micuți. Da, și s-a ocupat și a în cel mai democratic mod cu putință. Cel mai democratic mod cu putință. Da. Da, ok, și la mine a funcționat. Tot cu SRI-ul? Nu cu SRI-ul, a funcționat domnul ministru de finanțe și cu cel de la ANAF, cu doamna Călugăreanu atunci. Domnule, a funcționat. Uh-huh. Și cu sindicatele de la ANAF am vorbit atunci și a funcționat. Și acum ce credeți că va funcționa? Pot să nu vă spun mai emisiune. Eu știu surprize. Că se preocupă. Aha. Vă spun acum să le știe aia pe un sfug, nu? Nu că eu zic neapărat. Că nu e bine să le spunem pe un sfug. Deci, domnule, ați găsit o grămadă de probleme. O, da. M-ați mai identificat și altele sau le-am atins noi în discuția asta? Că urmează o întrebare și era așa un soi de concluzie. Ia, mai ziceți întrebarea, ca să nu... Cu toate fisurile astea, premierul Marcel Ciolacu e în a patra lună de mandat. Cel mai probabil începem anul 2024 tot cu domnia sa la Palatul Victoria și așa pe mai departe. Dacă ține corabia, dacă nu se scufundă, dacă astea sunt toate cutunile... Dacă jupite, cum am zis, pe Marte corect. Și planeta Luna. Ar trebui Marcel Ciolacu, deși a declarat public că nu-și dorește sau mai degrabă vrea o competiție internă în partid, ar trebui să candideze la președinția României? După opinia mea personală, da. Deci Marcel Ciolacu președinte. Marcel Ciolacu ar trebui să fie candidatul partidului la președinție.
De ce nu credeți în soluții din afară sau în soluții produse de o competiție internă în partid? Competiția internă în partid este și când desemnezi președintele, ca fiind cel mai bun produs al partidului. Ca așa desemnezi președintele. Da, da, da. Nu, eu încerc să înțeleg, pentru că e o idee pe care o vehiculați dumneavoastră, nu eu. Dumneavoastră partidul. Că le luați personal așa, e altă poveste. Tu știi ca da. Să nu te întrerup. Deci, azi când stăm de vorbă, el este președintele partidului și va fi și în ianuarie și da. Va fi și la anul septembrie-octombrie. Asta după datele da, așa, de azi. Așa da. Zic eu. Da. Da? Ok. Da. Cutuma este ca președintele partidului să candideze la președinție. Cutuma fiind generată tot de o logică de asta. Dom'le, dacă el este cel mai bun să conducă partidul, păi tot el e acolo. Dacă partidul va decide altceva, eu cred că va găsi tot înăuntru partidului pe cineva, nu să aducem, știu eu, din altă parte a lumii, din Africa. Uh-huh. Neavând nimic cu africanii, iubindu-i, evident. Deci spuneți că cel care conduce partidul trebuie să conducă partidul și în bătălia cea mai importantă, evident, politică. Vorbim și de mobilizarea partidului pentru cineva, de mobilizarea ultimului membru de partid pentru acea luptă. Spuneți că PSD-ul nu ar trage pentru un candidat în afară sau pentru un candidat... altul decât președintele. Păi de asta vă întreb, că sunteți în PSD-ul ăsta din anii 90. S-a făcut. Da. Eu am mai trăit momente de astea când partidul nu a tras pentru candidat. Putem să-mi dați un exemplu? Da, Viorica Dăncilu. Nu a tras? Deloc. Deloc. Nu era partidul foarte nebunit. Membru meu de partid, după la Brila, vedeam, eu nu i-am în PSD atunci, că știți, am plecat cu ocazia lui Dragnea. Dar vorbim cu ei, nu vreau să o dau jos din pat. Deci Verican a ieșit președinte că n-a vrut-o PSD-ul, eu cunosc, nu că n-a vrut-o electoratul. Cunosc, nu, dar n-a vrut-o nici măcar membrul meu de partid. Uh-huh. Nu toți. Eu cunosc vreo 10 PSD-iști, altfel foarte înfocați, dintr-un cerc zero. Care au votat cu Iohannis. Care nu s-au dus la vot. Am înțeles. Nu s-au dus la vot. Sau care, unii dintre ei, da, s-au dus și au anulat votul ca să zică că au fost și alții s-au dus și au votat aia. Uh-huh. Am înțeles. Deci, dumneavoastră v-ați alătura echipei lui Marcel Ciolacu pentru o candidatură la prezidențiale, să înțeleg. Evident, da. Mm-hmm. Nu ați concurat, nu vreți să fiți nominalizat? Nu. Da, asistăm și la o epocă, la un final de epocă, domnule Tudose, finalul de epocă Klaus Iohannis. Cum vedeți acest final? Intrăm în ultimul an de mandat Detailați, Klaus Iohannis. Adică, din ce punct de vedere? Cele două mandate ajung la final. Cei 10 ani de Klaus Iohannis ajung... Dacă suntem la 9, hai să ajungem la 10. Cum se prefigurează finalul atunci politic pentru Klaus Iohannis? Îl vedeți ajungând colegul dumneavoastră la Bruxelles, în alt reprezentant pentru politică externă, nominalizarea unui guvern PSD, că altfel n-ar putea să aici ajungă? Avem două paliere. Da. O analiză a mandatului domniei sale se face la sfârșit. Uite, echipa de handbal Brăila a jucat în deplasare la Mioveni. La pauză conducea Mioveni. Uh-huh. 3 goluri. La sfârșit s-a bătut Brăila cu 8 goluri. Mai e să termine meciul. Păi nu credeți că s-a cam terminat? Mai e un an. Se pot întâmpla multe Se în anul ăsta? Se pot întâmpla multe și într-o lună, da, într-un an. Se mai poate întâmpla un al treilea mandat, da. Nu, al treilea mandat nu. Despre eventualitatea prezenței domnului președinte Iohannis pe o altă funcție la Bruxelles, lucrurile sunt un pic mai ciudate, mai complicate, fiindcă trebuie să dorească și oamenii aia. Pe o funcție înaltă nu este automat România. Aceea vine, bă, noi l-am vrea pe Cristache, dar, știți, nu propune familia lui Cristache, ar trebui să-l propună Tudose. Da. Să nu fim în situația în care familia politică, pe diverse negocieri de acolo, să trebuiască unul alb și unul galben, unul roșu și unul galben, ca să zic așa, da? Și atunci, bă, care e cel mai galben de la noi care să fie propus acolo? Poate fi și invers. Uh-huh. De aici încolo, repet, e prematură discuție. Și zic să închidem rotundă. Ceea ce pot să vă, da? Să vă spun, că aici este și un decalaj. Alegerile pentru Parlamentul European și tot ce înseamnă ulterior sunt în iunie. Da.
Finalul poate. E în... Și finalul mandatului domnului președinte este mult mai încolo. Credeți că n-ar pleca? Nu știu, dar da, bun, pe domnia știu, sa, lăsați nu... că zic eu, da, am și de ocazia să-l întreb, domnul Tudor, să, sigur sunt. E cel mai degrabă... Întrebați-l acum, că nu vă spun. Sigur. Hai să închidem rotund și pă, cu... Să până acum ce am fost pătăței. Toată activitatea de la Bruxelles și a colegilor dumneavoastră și a celor din zona de dreapta și a tuturor celor care au vorbit în numele României acolo. Povestea cu Schengen, domnule Tuduse, ne-a zis Klaus Iohannis acum două zile să ne relaxăm, că oricum nu mai e de actualitate, că e un concept care cel mai probabil va dispărea. Nu sunt foarte de acord cu domnul președinte. Adică dacă n-am intrat, nici nu ne place de voi. Da, da, da. Știți, era o vorbă aia cu, cu vulpița cu stuguri. Da. Nu sunt de acord. Eu știu că... De ce n-am intrat în Schengen, domnule Tuduse? Nu știu, fiindcă cineva n-a fost suficient de activ, fiindcă nu ne-am jucat bine cartea și așa mai departe. Fiindcă. Eu știu că și săptămâna care e pe final, acum că suntem la final, premierul a fost la Bruxelles. Așa. A fost împreună și a vorbit inclusiv cu, cu premierul spaniol, care deține președinția... Da. Consiliul acum, vor să intrăm. Toată lumea să manifestă în sensul acesta. Nu ne spuneți încă, că ne emoționăm iar. Încă, asta e, trecem și peste chestia da. Asta, să-l văd pe Cristache emoționat. Eu știu că guvernul nu a redus motoarele, ci din potrivă. Așteptăm punerea pe ordinea de zi și dacă Austria din nou va spune nu, eu sunt convins că premierul va duce la capăt ceea ce a spus, că îi va da în judecată. Deci asta e calea de urmat dacă... E singura cale. În continuare e ne zic... E singura cale. Nu. Da, bine. Cu stabilit prejudicii, cu tot. Și atunci, bă, poate o jucăm până la capăt și noi. Când am stabilit un prejudiciu, punem și noi popiri, mai vedem ce naiba facem. Deci spuneți că cartea diplomației trebuie oprită aici și pe mai departe e nevoie de acțiune concretă. Nu spun cartea trebuie cu diplomația și încep cu palul. Păi, până acum am zis, am fost cu vorba folosesc, bună. Mă folosesc de lege, fiindcă n-am altă variantă. Și sunt legile europene, este Curtea Europeană de Justiție și cu asta basta. Bă, ajunge. A, că deocamdată e nu știu ce scandal și să suspendă că a pus unul în cot la graniță și a el o problemă cu vama din nu știu unde. M-am înțeles că temporar tu faci nu știu ce. Da. Băi, eu am plătit biletul, trebuie să intru. Bine. Mulțumesc pentru dialog, pentru... Nu mai avem nicio idee, ați avut una singură, nu? Nu, doamne, dar s-a terminat timpul. Vă mai vreți? Că vi le dau pe restul care au rămas restante. Studiu pentru acasă. Studiu pentru acasă, da. Pentru data viitoare. Mulțumesc, domnule Tuduse. Vă mulțumesc și dumneavoastră. Sunt convins că ați apreciat și ironia și transparența discursului. Nu am fost nici ironic, nu am fost foarte sincer. Încercam să vă scuz, da, dacă nu vreți nici pe final, asta este data viitoare. Vă mai aștept, domnule Tuduse. Mai aveți o idee, pe dumneavoastră vă aștept după o scurtă pauză de publicitate. Rămâneți alături de noi, ne uităm la ce se întâmplă în Orientul Mijlociu. Revenim.